bam, la 30 s-au întâmplat 3 schimbări majore în viața mea. Prima. Și, prima. Uite, să zicem, operația, da? Da. Am scăpat de problemele de sănătate care mi afectau, Doamne, și vocea, somnul, liniștea, sufletul, tot. Am căsuța mea, pe care n-am crezut că o să o am niciodată în București, pentru că eu am zis, eu, în Cluj, dacă mă mut, acolo mă mărit, acolo mă de toate. Și uite că în București am făcut mutarea asta. Și a treia chestie a fost că m-am rupt de... Ating aici un punct foarte sensibil, care e cel mai sensibil dincolo de sănătate, dincolo de orice altceva pentru mine, din păcate sau nu. 6 ani de zile eu am cântat cu niște băieți frumoși din Timișoara și mă refer frumoși aici. Pe numele lor de scenă The TM Groove acum. Și nu pot să vorbesc la trecut de ei. Eu iubesc foarte mult pe oamenii ăștia și acum. Dar ne-am rupt anul trecut, după 6 ani. A fost o decizie luată de mi-o smuls sufletul și inima și creierii și încă duc un proces de... De exemplu, ne-am avut ultimul eveniment în septembrie anul trecut. După ce s-a terminat evenimentul, m-am dus la Tobar și am zis, eu nu pot să am o discuție acum, că sunt varză emoțional, nu pot. Hai să ne auzim și să ne auzim săptămâna viitoare, vedem, vorbim, ne vorbim. Tot ce îmi doream era să plec de acolo, pentru că simțeam cum rămân fără corp, corpul meu nu mai existam. Și din seara aia n-am mai vorbit deloc și se face aproape un an de când n-am mai vorbit aproape de... Da, da. Și eu am gândit-o așa. Vezi că fiecare om gândește ca și faza cu tata. Știi, tata gândea, uite, nu vreau să las-o să vină la mine. Și la fel și eu gândesc. Acum nu mă vor mai ști doar ei, va ști toată țara treaba asta. Am simțit că e mai bine să le dau timp să-și lingă rănile, pentru că una este să fii, să părăsești, alta e să fii părăsit. Cumva aici poți să zici că a fost un fel de părăsit, pentru că eu m-am mutat în București. Toată treaba din punctul ăsta de vedere, ca și proiect Feli, se întâmplă aici. Ei au acolo familiile lor, viețile lor. Cât de egoistă să fiu să le zic, lăsați tot ce aveți sigur acolo și mutați-vă pe nisipuri mișcătoare. Nu puteam să fac asta. Plus, alte chestii care se băteau cap în cap, la la la, chestii pe care eu le văd mici comparativ cu asta, că se schimbă omului viața, nu puteam să-mi asum o asemenea responsabilitate, adică mi-ar fi rupt sufletul și mai tare, știi? Eu nu știam ce-i sigur și ce nu-i sigur, pentru că, până la urmă, ce-i sigur în viața asta? Azi ești, mâine nu mai ești. Și mi-a fost foarte greu. Mi-a fost atâta de... Încă mi-e greu, eu încă plâng. Adică... am așa un dor de ei și nu îndrăznesc să sun. Mi-e frică să nu fac rău. În sensul că am vrut să-i sun de ziua lor și am zis, eu cu mine iară, eu, ca și cum mă pun în celălalt corp, știi? Nu-l sun, că-i stric ziua. Dar el? El n-a nici sunat ei, la fel. Nici ei n-au ei, sunat. De un an de zile. Mă gândesc acum, ce te doare mai tare sau ce te frământă mai mult? Faptul că tu n-ai sunat și n-ai putut sau că ei n-au dat niciun semn? Eu. Din nou te învinovățești pe tine. Din nou te pui tu pe tine acolo, că tu ești cea care n-a acționat, că n-a făcut suficient sau că... Eu pot să înțeleg din locul meu. Pot să înțeleg situația. Da. Pot să mă pun și în locul lor, să pentru că știu că suferă, să empatizez. Dar eu nu știu dacă ei se pot pune în locul meu.
pentru că ei sunt cei răniți, cei părăsiți în ghilimele, înțelegi? Și atunci am ales să dau timp timpului, înțelegi? Și să se vindece cât de cât, să se limpezească apele, ca apoi să poți să... Eu mă gândesc, Doamne, eu cred că nimeni nu-și imaginează cât de des mă gândesc eu la ei și... Sună foarte siropos, dar cât de des sunt ei în rugăciunile mele și ce mi se pare foarte ciudat e faptul că mai des mă gândesc la Alina, care este soția tovarului meu. Știi, mai des mă gândesc la ea decât mă gândesc la ei și mă gândesc la ea, nu exagerez dacă zic, minim o dată pe săptămână. Și ea habar n-are. Ea nu știe. Acum va ști toată țara. Da, e vreunul din băieții ăștia despre care tu mi-ai povestit, de la trupa cu care ai cântat, pe care tu l-ai iubit? Da, eu am iubit pe toți. Bine, acum te întreb așa, adică ai avut vreo relație cu vreunul dintre ei? Dar dacă ei or să vadă, ce ai spus tu acum de stăinuirea asta a ta, lacrimile tale, ce o să spună? O să zică, e, Feli, iar dramatizează. Ce crezi? Cât adevăr e în asta, că poate tu dramatizezi? Eu știu ce e în sufletul meu. Și asta e cel mai important. Lumea ce poate e în să spună orice. Tău. Eu știu ce e în sufletul meu. Știu și asta nu poate să o schimbe nimeni decât... Să fie trăit și să fie trăit sentimentul ăsta cât e scris. Cât vrea Doamne, Doamne. Când vrea Doamne, Doamne să se rezolve toate, așa se va întâmpla. Și cum vrea El.